Trezire. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ce faci? Ce se întâmplă? E zi, e noapte. Oana, de ce vii la mine în casă și mă trezești așa, serios? Ce se întâmplă? Tu chiar faci mișto de mine. Jake, tu ai uitat ce zi e astăzi? Ce zi e astăzi? Ce facem noi astăzi? Că e o zi normală. Ai uitat? Stai, n-are mă cum e, de-abia săptămâna viitoare excursia cu cortul. Cum Jake? Adică? Uite pe calendar, ce zi e astăzi? Deci eu nu te cred, uite-te. Deci uite-te. Nu. Tu mă minți acum, deci tu mă minți. Deci hai să întrebăm și pe ceilalți. Mamă, calendarul. Mă, ce? Deci când o să audă ceilalți că am întârziat, numai din cauza ta. Mamă, da. Nu știu ce să fac. Hai mă, Oana, da. Am uitat că era... Aoleo, deci excursia cu corpul era chiar astăzi. Doamne, păi da, am stat până mai târziu pentru că am pregătit niște chestii. O să vezi tu la ce mă refer. Aoleo, bă, dar nu sunt gata, da, Oana, nu sunt gata. Să nu spui că și Ștefan doarme. Mă, ce? Nu pot să credeți. Ștefan. Aparent ești singura care chiar de-abia aștepta excursia asta. Uite-l că și el doarme. Unde-i mă, Ștefan? Eu dorm, ce să dorm? Ăsta se joacă. Doamne, se joacă Fortnite. Băi, mergem în excursie. Am uitat de ea. Doamne, deci bă, nu pot să cred. Și eu am uitat sincer de excursie, de adică... Eu credeam că e de-abia săptămâna viitoare, Oana. Nu mai faci nicio de mine, Oana. Păi fii atentă, dacă e Oana, tu... De fapt nu, Oana, vino cu mine. Ștefan, du-te și adu-i pe toți. Oana, vino încoa. Pentru că ideea e că... Tu dacă am văzut că e cea mai hype deja, așteptai cel mai mult chestia asta, ieșirea asta pe cu cortul și cred că gen, adică sunt curios dacă mergem în locul amenajat de către mine, dacă o să fie cineva acolo, mă, ce? Uite, băieți. Păi da, mă, dar ei sunt muncitori, sunt băieți muncitori, eu aveam treabă, eu... Suspectul vreau să știu dacă tu mai știai de ieșirea noastră cu cortul de astăzi. Mai știai de ea? Ce mă? Nu, am uitat. Nu scoate cuțitul. Mă, ce spaghete pentru toată lumea? Deci nu pot să cred că eu sunt singura care s-a pregătit de excursia asta. Bă, Oana, ideea este că noi mergem acolo, dar eu nu sunt pregătit, ai vină după mine. Deci fii atentă. Ideea este că eu chiar m-am chinuit, deci am amenajat foarte mult asta acum foarte, foarte mult timp. Și s-ar putea să fie praf pe paturi, așa că nu vă luați de mine dacă dormiți pe paturi care au praf pe ele, ok? Vă rog. Păi și mai știe cineva? Mai vine cineva, am înțeles. Teoretic excursia asta este pentru toată lumea, gen. Toată lumea este invitată la excursia asta. Deci ia să vedem, ia uite. Este exact. Ia uite că acolo sunt corturi amenajate pentru excursia noastră cu cortul. Ia uite, exact. Păi ideea este că la mare este al tuturor și ăsta e doar al meu, gen. Ăsta e doar al meu, deci nu vreau pe nimeni aici. Nu vreau pe nimeni aici. Cum adică doar tu? Doar aici eu. Nu, e al meu ăsta. Adică eu sunt singura fată, ar trebui să stau singură. Nu? Stai cu băieții tu. Nu. Ba da. Și fii atentă, Oana, dacă vrei, uite, spun un pat aici, uite, sub acest copacel. Da. E bine, uite, și spargi frunzele astea și dormi aici, ok? Deci aici dormi tu. Dormi aici sub copac. Ideea e că aici o să fie un pat în plus, deci cine vrea o să stea cu, o să stea întins lejer aici. Păi atunci, bine, mai că, hai că o să facem așa, deci, Oana, tu stai în colțul ăla și eu mă mut puțin mai într-o parte, uite, eu mă duc mai aici, așa, bam. Și bă, care mi-a furat baghezanul? Bam, uite, aici e patul meu și aici adormi tu, Oana. Perfect, acum ești mulțumită? Păi ba da, dar ce să facem? Acum aia e, pentru că nu vreau să dorm prea aproape de Oana, nu? Iu, oricum, mă rog, în fine. Deci, ideea este că, hai luați aici un loc. Bă, vreau să știu părerea voastră dacă sunteți de acord cu ce vreau eu să vă zic. Deci, vreau să facem un mic concurs cu cine râde o să piardă, ce ziceți? Cel mai prost la glume. Adică păi nu contează pentru că nu să fim cei cu glumele. De exemplu, să spun o glumă. De ce a trecut X Andrei strada? De ce? De ce? Pentru că era verde. Ca să fie arestat. Mamă. Uite, ai râs, ai pierdut. Ai pierdut. Păi n-am râs, ai glumeam. Deci fiți atenți. Ideea este că ia uite aici o glumă. Ia, vreau să-mi zici gluma. De ce a trecut strada? Că era verde. Wow. Cred că o să începem să ne culcăm mai devreme, sincer, astăzi. Cred că e timpul să ne culcăm mai devreme. Da, deci fiți atenți, ideea este următoarea. Vreau să stăm toți câte un loc aici, eu stau în picioare, mă rog. De fapt, o stăm toți așa la un loc. Și vreau să știu exact următoarele. Cine vrea să fie primul
care o să facă o glumă sau să ne facă să râdem, de fapt. Sincer, de fapt, cred că eu o să fiu primul, pentru că eu am venit cu jocul ăsta. Ia, mă, ia. Și eu vreau, deci fiți atenți. Ia să-ți dau ce glumă bună ai. Domnul suspectul, te rog, ia un loc aici. Domnul Sorin și doamna Oana, nu vă uitați în cortul meu, ok? Vă rog, nu vă uitați în cortul meu, pentru că o să fie o surpriză. Mamă, fraților, deci ei că am pregătit ceva și ei nu se aștepte niciodată la chestia asta. Ia uitați-mă, efectiv sunt un Among Us mic, frate, gen, uite-te la mine cu piciorușele astea mici ale mele, ia uite cum efectiv sunt mic, uite, ce mic sunt. O să mă duc la aici, o să-i sperii, ia să vedem. Ia. Among Us. Mamă, deci mă râde singur la Among Us. Păi nu, ideea e că la gluma mea am voie să râd, așa că nu se pune. Dar chestia este că de ce n-a râs nimeni? Pentru că până la urmă sunt Among Us, gen mic și așa pentru drăguț. Pentru că e cea mai proastă glumă. A, mă, suspectule, de ce-mi zici asta? Că nu e chiar așa de proastă, m-ai făcut să plâng, uite, plânge Among Us-ul. Mai proastă, mai proastă e și glumă. Uite, plânge Among Us-ul, uite. Plânge Among Us-ul. Na, râde de mine. Bine, n-a mers. Din păcate n-a mers tactica asta, sincer. Dar cred că, sincer, e timpul să-i lăsăm și pe ei să vedem ce vor ei să facă. Ia, vreau, care urmează. Am fost să mă schimb pentru că doar nu puteam să mână Among Us toată viața. Așa că, ia, care următorul care vrea să ne facă să râdem? Sunt chiar curios, ia să vedem. Oana, văd că, mă, Oana, tu cumva vrei să ne faci să râdem sau? Poate. Poate. Păi, ce glumă vrei să ne zici? Ia. Ce faci, mă, Cristina? Păi, nu e o glumă, am un costum pregătit la mine. Ai un costum? Doamne, deci cred că... Are costum, da, cred că Oana a așteptat noaptea asta, mă rog, ziua asta, de fapt, toată ziua, să zic așa, și... N-am dormit deloc. Mama, hai că te lăsă să te costumezi dacă vrei, du-te, du-te. Bine, v-am găsit. Mă, ce se... Doamne, mă, ce... Eu sunt Steve. Ia, serios. Oh my god. Mă, ce e asta? What? Mai mult mi-e frică că folosești cu ăla. Am auzit cum ai râs. N-am râs, nu, doar am zâmbit. Doar am zâmbit. Deci doar am zâmbit. Salut. Bună. Nu râd. Doamne, ei, uite cum e întins pe jos. Ia cine? Da, n-o să râd, nu. Ce face, flotări, ce face? Doamne, uite cum e pe jos pe aici, nu, n-o să râd. Hai de capul meu, băi, e foarte amuzant, sincer. E extrem de amuzant, nu știu de ce, dar... Uite cum ține asta în mână. Mai bună, da, nu râd, nu râd. Nu. Bă, sincer, aproape m-a prins, deci... Chiar nu vreau să mint, dar aproape m-a prins. Aproape râdeam. Dar nu o să pierd de data asta, vreau să câștig pentru că... A, apropo, nu v-am spus... Mai amuzat, Cristinel, care se pe loc. M-a venit Cristinel, ce face Cristinel? Nu v-am spus, dar... Ce? Da, e un întârziat, ca de obicei. Dar cine o să câștige, cine rămâne ultimul care nu o să râdă, o să câștige casa primarului Ștefan. Da, nu, glumeam, dar o să câștigăm, o să câștigi de fapt 200 de nasoși de la primărie, din partea primăriei, pentru că... 200? Mă, tu de ce scoți arma? Din partea lui Jakey. Nu, dar am încărcat. Păi nu, din partea primăriei, pentru că primăria sponsorizează aceste joculețe amuzante. Ia, ce vrei să faci? Vrei să faci o glumă? Mă, și ăsta tot costume, câte costume mai aveți? Bă, dar cum ați costume? Am și costume, dar vreau mai încolo. Bă, dar toată lumea m-a copiat cu costumul, că eu am văzut primul, nu mi se pare corect. Mă, dar cât durează să se costumeze ăsta, Oana? Ce? Mă, ce? Da. Haide, planton, capul meu e planton! O bucărie bună, bucăria lui Ștefan! Mă, da, bă, ce? O, avem doar spaghete. Ah, nu, n-ai voie, n-ai voie. Haide, capul meu, Oana. Oana are, Oana, ai o spatulă! Oana are spatulă. Oangă, vreau să-i... Aolo, are spatulă. Mamă, uite-l pe Plankton. Na. Bă, nu, de ce-i da spatula, că e rău? Ia uite ce spatulă mică. Doamne, e efectiv burice. Eu zic rețeta la burgerii mei. Bă, Oana. Bă, sincer să fiu, X-Andrei n-a fost amuzant de rău costumul ăsta, tu mai bine făceai o glumă. Domnule Jakey. Da, domnul Sorin. Vreau să fac eu o glumă. Vreau să fac cu spatula. Bă, ce? Ia, faceți o glumă, domnul Sorin, ia să vedem. Știți de ce nu este Cristinel aici? De ce nu e Cristinel aici? Chiar unde e? Fiindcă nu are prieteni.
Bă, ai râs cumva? Ai râs cumva? Ai râs cumva? Doamne. Ai râs cumva? Oana, mi s-a părut că a râs. A râs, a râs, a râs. Am zis, Doamne. Ștefan, bine, hai că te ierd de data asta. Te ierd, dar ideea este că vreau și eu să zic o glumă. N-am râs, nu, m-am abținut. Vreau să zic o glumă. Un copil îl întreabă pe tatălui. Tati, poți să mă uit la televizor? Și tatălui a spus: bineînțeles că poți să te uiți, dar să nu îl aprinzi. Ha, ha, ha. Mamă, ce bună glumă! Aplauze! Bă, da, chiar a fost amuzantă! Aplauze, urâtă gluma! Păi a fost amuzantă, că gen, teoretic, ea se uită la televizor, dar să nu se uite la el aprins, ca și cum, adică e ca și cum tatăl strict, ați înțeles? Da, acel Oana. Acel copil ai cumva tu? Da... O să iau un loc aici și vă aștept să mai faceți și voi niște glume, că sunt chiar curios, adică m-am săturat de costume, vreau să vedem și niște glume foarte amuzante. Cine vrea zică următoarea glumă? Da, perfect, deci nu pățesc că am costum. Ies aici doar, mă fac de râs, adică... Hai suspect, ia zi o glumă, că te-ai ridicat în picioare, ia, hai, zi o glumă, orice glumă, ia, zi o glumă, hai să te vedem. Ia, că sunt chiar curios dacă suspectul ne poate face să râdem. Vorbesc, nu știu. Mă, ce... Adică. Doamne. Eu nu mai înțeleg nimic. No, domnul suspectul, te rog, fă o glumă normală, te rog eu, adică nu e destul de greu absolut deloc să știi, chiar deloc. Bine. Ia că faci o glumă, să-ți pregătiți, eu sincer chiar o să mă țin bine de banca asta, pentru că chiar cred că o să râd ca lumea la gluma lui. O să râzi bine rău. Ia să vedem. Deci. Ok. Știi de ce a trecut Jakey strada? De ce a trecut Jakey strada? Adică eu, gen, de ce am trecut eu? Doamne. Wow, domnul Domnule, suspectul. Da. Te rog ia un loc și te rog domnul suspectul. Deci ne suntem toți aici, toți stăm aici lângă tine și spunem: te rog, nu mai face glume, că nu știi să faci glume. Uite, de exemplu, o să fac eu o altă glumă care strastă, o să râdeți strastă la ea. Deci fiți atenți. Asta e o glumă foarte bună. Ce a spus o tornadă unui uragan? Ce a spus? Nu știți? Ce a spus? Nu, bine, Vigelia. Sunt cu ochiul pe tine. Ce? Adică nu înțeleg. Păi gen, uraganul are un ochi, ca și cum că e ochiul uraganului, că e în centru și că face numai... Oana, dar de ce nu râzi? Că a fost amuzant, adică... Da, ideea este că vă spun de ce n-ați înțeles gluma asta, pentru că voi n-aveți o treabă cu geografia de asta, pentru că dacă știați, ați fi râs ca lumea la gluma asta. Da, gluma asta chiar era foarte bună, așa că, Oana, te rog, fă o glumă. Acum s-auzi, mă supăr rău de tot. O glumă? Ia să te auzim, chiar îți curios. Să fac o glumă despre ce? Ia să vedem, mă, adică să faci o glumă despre mine. Mă, ce? Ia că iau un loc aici. Mă, ce? Ia, ce glumă vrea să facă ea despre mine? Mai mult nu e o glumă. Okay. Dar am un costum care seamănă mai mult cu tine, ce e perfect. Un costum care seamănă cu mine, ia că vreau să-l văd. Da. Deci dacă... Mă, dar toți aveți costume, ia. Mă, ce? Nu seamănăm, nu suntem perfect? Wow, Oana, serios. Mă, ce? Ce-ai zis, mă? Bă, că dau cu spatula asta în tine. Mă, ce? Dacă stăm unul lângă altul, nu știu care e. A râs Sorin la gluma mea. A râs Sorin? Sorin! Nu m-am râs de Sorin. M-am râs când ai lovit. Nu. Deci a râs, domnul Sorin, îmi pare rău, dar ați pierdut viața oficial. Puteți să rămâneți aici, puteți să râdeți în continuare, dar nu, acum de fapt Sorin, poți să râzi. Poți să spui o glumă, dar ai pierdut. Automat, dar poți să râzi de câte ori vrei. Deci acum automat nu mai ești joc, dar poți să spui o glumă, ia. Chiar dacă ai pierdut, poți să spui o glumă. Ia că vreau să iau gluma lui Sorin. Deci, fiți atenți. Maica s-a întrebat pe Mihăiță. Okay. Mihăiță a pus apă la pești. Mihăiță răspunde. Da, dar nu au băut-o. Mă, ce? Ai de capul meu. Cri. Da, cred că, bă, fără arme, fără arme. Cred că mai bine mă duc să mă culc, că e o idee mai bună. No, ideea e că o să vă pregătesc eu un costum pe care, gen, deci, Ștefan, când o să mă vezi cu costumul ăla, o să râzi. O să scadă monoclul ăla de pe ochi la cât o să râzi. Ia uite, ăsta e costumul meu, sunt efectiv o văcuță cu gură de om real. Deci, ideea este că o să mă duc așa, o să mă uit în jos. Păi de ce? Seamănă cu Ia uite,
Mă, ce, da, de ce nu râde nimeni? De ce nu râde? Uite că Sorin... Bă, Sorin a râs, deci, deci clar e, da, chiar a fost o glumă bună. Păi nu știu, dar clar a fost o glumă bună, asta vreau să zic, că voi faceți pe interesanții acum. Ce bună glumă, ce bună glumă. Păi e foarte bună, uite că... Mă, bă, nu mă mai arunca în foc. Te uiți să iei un costum. Domnul Cristinel, dumneavoastră ați venit puțin cam târziu. Vreau să știu o glumă de la dumneavoastră. O glumă, hai. Ia un loc aici. Și vreau să ne spui o glumă, hai, fă-ne să râdem, hai, pentru să că tu nu o să mai fii, nu mai faci parte din corcuza, poți stai aici să râzi, să faci glume, nu-i problemă. Ia da. Să la... Mă, ce? Ce? Doamne! Doamne, nu mă pot uita. Oh my god! Oh my god! Nu pot să cred ce-am văzut. Mi-a distrus ochii, deci... Zâmbetul ăsta mi l-aș pune direct pe ochi, nu mai suport. Ai de capul meu, ce-am văzut. Trebuie să mă duc să-mi clătesc ochii în apa asta, că nu mai suport. Ah, Doamne, deci trebuia să-mi revin puțin după ce... Doamne, încălare, nu, eu nu mai vreau. Crizel, dă-ți costumul ăla jos, că nu vreau să-l văd, e oribil. Dă-ți costumul ăla jos, că mi-arde ochii. Mi-am luat un costum, poți să-l probezi și da, să-l ia, pune, pune costumul, pune costumul. Mă, ce... Mă, ce, ce se întâmplă, mă, aici? Da, ideea e că, gen, cred că, cred că concursul ăsta nu trebuia să aibă pe loc, adică... nu sunteți niciunul dintre voi amuzanți, niciunul dintre voi nu sunteți amuzanți, mai ales tu. Ești tu, bine că ești tu. Păi eu chiar sunt amuzant, eu cu Oana aproape am făcut-o să râd. Păi uite, pe Sorin am făcut să râd. Mă, ce e asta? Ce? Ce, bă? Doamne. Nu, ăsta e Cristian la 50 de ani. Că e și pitic și are și bebeu pe cap. Wow. Ai de cap, bă, Oana, bă. Eu, sincer, eu cred că renunț la concursul ăsta, adică nu mă face nimeni să râd. Tu, costumul tău ăla cu Steve a fost... Ia, ia, fă o glumă, fă o glumă. Să mă schimb. Doamne, eu nu cred că o să ne facă să râdem, adică, sincer, nu cred că o să mai râdă cineva. Chiar sunt curios dacă o să râdă cineva, pentru că doar Sorin până acum a fost eliminat pentru că a râs. Crisnel a întârziat și automat nu s-a pus. Ok, da, Crisnel, te rog, schimbă-ți costumul ăla și... Suspectul aproape a râs, dar e ok că o să-l prind eu. Ștefan aproape a râs, dar e ok că-l prind și pe el. Și Oana, o să fac eu să râdă pe Oana 100%. Mă, ce? Am terminat. Mă, ce se întâmplă? Ce? Doamne. De ce s-au dus bebeii la școală? De ce s-au dus bebeii la școală? Ca să îi tragă glanții, ca plugeții. Doamne. Asta învață că vine la școală, mă? Nu m-am râs, nu m-am. Păi Sorin oricum a râs, Sorin oricum a râs, dar în primul rând X-Andrei. Nu, păi chiar a râs că nu, n-am fost atent, dar nu cred că a râs. Nu, n-a râs. Nu, n-a râs, n-a râs. Nu. Păi nu a râs. Doamne, ce are, mă? Ia, hai suspectule, fă-ne o glumă, hai să vedem. Fii atent aici. Ia, deci vreau să te aud. Am nevoie de tine pentru gluma asta. Ok, păi ce trebuie eu să fac? Fii atent aici. Ok. Ia mâncare și du-i de aici, pleacă, hai. Mă, ce? Asta a fost gluma. Ce? Doamne, cred că mi-au pat, cred că plec acasă. Și ăsta tot are costumul ăsta de Shrek pe el, că nu-l mai suport. Cine m-a pus să fac costumul? Mă, ce? Ăsta cumva pleacă-mă de aici. Deci am o glumă și mai bună. Am o glumă foarte, foarte bună, pregătită pentru voi. De ce are veverița coada în spate? Ia, de ce? Pentru că în față stă ea. Mamă, cât de bună glumă, mamă, ce bună glumă, mamă, am râs, am râs. Bă, da, eu am să îmbrânesc. Ia, ia zi, ia zi. Fii atent aici. Trandafir roșu. Ok, păi și gen, ce fac cu el? Adică e un trandafir. Asta-i gluma. Ok, da, cred că nu, adică... Stai, domnul suspectul, ne-ați obosit cu glumele încât s-a făcut și noapte, gen... Da... Eu unul chiar m-am plictisit grav, adică nu m-a făcut nimeni să râd, doar Oana a fost... A avut singura tentativă pe care, gen, aproape a reușit să mă facă să... Mă, ce-i ăsta? Și-am și eu o glumă pe lângă asta. Ce glumă are, dar ce ești tu, e un hamster? Ai de capul meu, un hamster cu... Hamster cuțit. Ai de capul meu. Pisică. Ok. Deci gluma mea este... Ia să vedem gluma. Dacă nu ghiciți. Ok, ia, vreau să te aud, haide, haide. Deci ce e mic, negru și stă într-un copac și face miau. O pisică? Pisică. Ok, ce e mic, negru, stă la baza copacului și face ham-ham.
Câinele. Nu, e tot pisica. A căzut din copac și nu mai știe să vorbească. Ce, mă? Opa! Mă, ce? Doamne! Doamne, mă, ce? Nu poți să crezi, Jakey, că ai râs că am căzut într-un copac. De ce mi-ai dit câinele făcea după pisica făcea mama? Uite, așa am căzut. Doamne, uite, te știi, pântins pe jos. Dar de ce face mama? Adică nu înțeleg, n-am... Doamne, bă! Am uitat să mai vorbesc. Capul meu! Bă, a fost bună asta, chiar a fost bună. Gen, adică, sincer, chiar... Da, nu știu ce să zic. Da, acum ești eliminat, gata. Da, sunt eliminat, clar, nu mai ce să mai zic. Deci, bă, a dat cu... Bă, a dat cu cuțitașul mine. Păi unde că mai ieși Ștefan și Xandri? Dar oricum eu sincer zic să renunțăm la acest concurs, pentru că nu cred că o să rădă cineva. Bă, Ștefan a plecat acasă. E și noapte, n-am vrut deloc. Ai în corturi să dormi. Da, dar ideea e că, Ștefan, asta este petrecere la corturi. Adică noi trebuie să dormim în corturi, nu înțelegi? A, bine. Înainte să dormim, mâncare pentru toată lumea, asta avem. Este... Bine, vă dau și eu mâncare pentru toată lumea. Burger pentru toată lumea, yay. Hai de capul meu. Bă, eu sincer, mut patul ăsta un pic mai în partea asta, așa, bam. Da, clar. De bună. Bam. Bă, nu poți să mă pun în pat. Oana, te rog, nu mai sfărăi. Că mă... Oana, te rog. Dimineața. Oana, termină! Că nu pot să dorm. Mă, ce tot faceți aici? De ce nu doarme nimeni? Mă, ce se întâmplă? Bă, da, ce tot faceți? Bă, eu vreau tot. Păi și eu vreau, mă, să dorm, dar Oana sfărăie. Nu mai sfără Ioana, te rog. Oana, de ce dormi în patul meu? Mă, ce face? Oana, lasă-mă să dorm, lăsați-mă să dorm cu mine. Doamne, ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Stai. Stai că am o armă și nu mi-e frică să folosesc. Ce s-a... Mă, ce se aude? Hai de capul meu. Cred că e un urs. Ce e aici? Sorin, ai grijă, Sorin. Mă, ce e aici? Bine. S-a auzit spate. Doamne, uite-l pe ăsta cum face. Uite-l pe ăsta cum face. Doamne. Uite-l pe ăsta. Ce? Mă, ce-i mă ăsta? Bă, s-a terminat, mă, concursul. Ce-i asta? Ce costum e ăsta? De ce ești tu? Ce ești tu? Chestio? El primo. Oh my god. Ce se întâmplă? Costumul. Ce se întâmplă la El primo? Oana e un cățel. Eu sunt teatru, ca să întregi. Mă, ce ești tu? TV speaker. Da, ok, cred că, da. Vă rog, nu mă mai deranjez pentru că vreau să mă culc, ok? Noapte bună, Oana. Și rog, nu mai sfărăi. Oana, pleacă de... Oana, pleacă de aici, lasă-mă să dorm. Lasă-mă să... Bă, pleacă-mă, lăsați-mă mai să dorm, că mi-e somn. Doamne. Bine, noapte bună. Mă, ce se întâmplă? Bă, un urs, ajutor! Un urs! Hai de capul meu! Trageți în ursul ăla! Unde-i ursul ăla? Dați în ursul ăla! Dă-i, trageți în urs! Mă, ce se întâmplă? Hai de capul meu! Păi, dar e un urs, vrea să ne mănânce! Pleacă, bă! Ole, ursul! Păi, cu ce-i fratele tău, mă, ăla? Mă, ce? What, ăla-i fratele lui? Ursu! Mă, dar Ștefan unde e? Daniel? Daniel? Ok, cred că ăla este Ștefan, sincer. Ce mă, ăsta e veceu Skibidi? Doamne, uitați-vă și voi. Da, ok, vreau, lăsați-mă să mă culc. Nu vă mai suport. Mă, ce se întâmplă, mă? Ce deja e? Când am dormit, mă, așa repede? Ștefan, ce uita la tine cum dormi? Mă, ce, Ștefane? Da. Nu vreau niciun costum. Dar tu de ce-ai dormit deghizat așa? Bă, lasă-mă, bă, lăsați-mă, că eu nu mai stau aici. Doamne, ăsta a stat aici toată noaptea. Uitați-vă la el, eu nu mai suport ce s-a întâmplat aici.